Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod pe acest minunat canal. Astăzi, în această frumoasă emisiune, în acest minunat format, îl avem invitat pe nimeni altul. Nu, pe nimeni altul. Îl avem o Petre Ștefan. Haideți să-l luăm de acasă. Și-a cântors în cap, cagulă pe hanorac. Sunt arogat, mă piși, dar știi că tot le fac pe plac. Ăștia cu bodyguard mă țin de pantaloni în cad. Fratele meu n-a fost cu mine, m-a lăsat când am picat. Și-a cântors în cap. Merge? Da. Whisky, pop cola. Sunt cu Ghidu și beau Mona. Da, mea. Spiritul e baza. Și-mi place acetona. Și-l ducem prin pâine, ola. Frate, am pregătit pentru tine niște întrebări, mă rog, nu eu, comunitatea mea asta foarte activă, în cazul în care vreți să apareți în următorul clip, trebuie doar să intrați pe Instagram, să fiți acolo atenți, pentru că o să postez un story cu următorul invitat în această emisiune, unde o să vă rog să-mi lăsați întrebări pentru el, cum am făcut și la Petre Ștefan și la OG Ace Ball. Dați 50 de euro, asta n-am mai să vă zicem primul. Și primul, nu uitați, dați un like. Un subscribe și un follow la Petre Ștefan. Da, are deja toți followerii în follow back. Unde, mă? Așa, haideți să începem cu câteva întrebări de-astea foarte serioase, ca să știi că întrebările sunt... Deci oamenii care te urmăresc pe tine și pe mine... Mai pe seriozitate, sunt, da, sunt ce trebuie. Vor să ajungă ceva tare în viață. De ce nu te-ai lăsat până acum? Nu m-a lăsat până acum. Nu mă întreba cine. Nu s-a apucat bine, băiatul. Nu m-a apucat bine, dar poate a pus întrebarea asta vreun hater. Băi, băi, dacă ieșește, nu m-a lăsat până acum, că vreau să te enervezi până mor și până mor și tu. Și uite că dacă ești fanul meu, nici nu m-a apucat bine. Abia am început, cum să mă las, mă. Dacă ai înțeles, nici eu l-am înțeles, dar e bine ce ai zis. E ok. Hai că trecem la următoarea întrebare. Uite, ce număr aveai pe tricou când jucai fotbal? 11. M-a așteptat să răspuns mai, știi? A fost un răspuns prea rapid. Poți să-mi faci un pic mai lung? Deci, când eram mic... Cam fotbal în perioada, să spun așa, 2011... Jucai în 2011 fotbal? Da. 2011-2020 am avut, desigur, multe sacrificii. Altceva? Numărul 11 pe tricou. Dar... M-am lăsat de fotbal. Nu eram bun, de ce să vă mint? Eram ce trebuie. N-a fost să fie. Era atacant, n-a jucat portar. Cum te-ai apucat de muzică? Hai că avem și întrebări serioase pe mâine. Asta era mintea cocoșilor, cum o am dat 200 de ori. Păi... Zi-ne povestea din spatele acestui talent. Eram într-o zi de vară. Muzică tristă pe fundal, da? Muzica șmecher. M-a apucat toată lumea de muzică. M-a apucat și eu la catering, că eram cu anturaj de ăsta de cântă, de trepuri. Și eu și stăteam cu ei să fac catering, gen, știi? Eu n-aveam treabă cu cântatul, dar îmi plăcea să scriu și eu așa, mai venea și o idee bună în minte, le mai dădeam lor idei. Dacă lor le dădeam idei, mi-au zis și ei dintr-o dată, bă, dar tu morți, mă, de ce nu cânti și tu? Cântăști tu la mișto, să-ți dea microfon. Și de fapt, când mi-a zis treaba asta, am fost cu un tovarăș de-al meu, de-al făcea Mixmaster, unul Robert Giampalia, știi, și m-am dus cu el la studio, el făcea Mixmaster, și m-am dus cu el la studio și am făcut o melodie amândoi, dar îți dai seama, n-a ieșit deloc bine, și după care a fost? Dar ție îți plăcea cum să? Dar mie îmi plăcea, am zis, știm cum e, am făcut și-o cu Joe și am zis să moară familia mea dacă mai este ceva pe YouTube după ce scot melodia asta, dacă nu este toată viața pe YouTube. Și ai scos-o și s-a dat jos. Am scos-o și a făcut 30.000 de vizualizări până acum, într-un an jumate. Dar nu e, mă, asta a fost prima melodie. Normal. Și primul meu vlog. Și după m-am apucat așa la mișto, ușor. Dar te gândeai că o să prinzi așa repede? Bă, nu mă gândeam că o să prind eu așa repede, chiar nu mă gândeam. Eu am prins cu Sebi, odată cu Sebi, știi? Am prins amândoi cum ar veni. Bine, și separat, dar am bubuit cum ar veni tare rău de tot amândoi. Cu Enzo Ferrari, nu aia. Cu Enzo Ferrari, da. Și după, cu melodia mea, doam cu Nicu Paleru, nu știu dacă o știți. O știi? Nu. Glumeam. Hai să punem o întrebare și după aceea încercăm să punem și noi muzica asta să meargă, dar... Nu garantez. Cum să meargă? Despre ce este snipetul? Snipetul. E la fel ca mine. Eu spun sniper, I overreach, continue my snipers. Despre ce este snipetul?
Ăla cu tata, să nu uiți niciodată când te iubesc. Da, da, tu să mă ascund acum, rima și l-am pus și eu versul ăla. Nu e, mă, glumesc. Nu, am făcut eu o melodie de asta mai de suflet. Și nu e neapărat despre ceva așa, că m-a atins pe mine. E un simplu vers. L-am simțit eu în mine și atâta. Mi-a intrat în mine. Hai să punem o piesă. Hai, pune și tu, Vara nu dorm. Bine, Vara nu dorm. E la mișto, dar vezi că chiar merge. Haide, ok. Hai să zâmbim pe camera, să nu. Să pară că e de acolo. Să pară că e de la... Strofa mea. Eu vara nu dorm, și nu am nicio vină. Că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Până așa cum pare eu că se combină. S-a închis aia, nu? Asta mai puțină. Mă îndrept către mare cu șapca-ntoarță cap și cu oameni. Șapca-ntoarță cap, ca gână pe anorac. Dar rău, mă, putea ști că seara mă plac. E cea la padele clipul ăsta. De cât timp ești împreună cu Oane? De un an. Fix acum, pe 26, în 2 zile, facem un an. Mie și mie ceva cadou de ziua noastră. Dă-și da, câți bani ai? Ți-a fătăți. Ți-a fătăți, frate. Uite, altceva mă întreabă ceva chiar interesant. Da, îți plac manelele? Stai așa. Îți plac manelele, dragul meu? Plac, îți dai seama. Dar îmi plac alea vechi, băi, nu astea de acum. Care-i piesa ta preferată, veche, manager? Am să bag două ziare, mă totul în buzunare. Să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi să nu pliza mare când îi spune că ziare. Eu mă uit pe fața lor împreună. Să văd care-i vânzător. Stai, stai așa. A, el are pasta de aici, dar pasta nu m-am descurcat niciodată, e ceva cu mâini. Serialele tale favorite, am zis eu. Ce curiozități are lumea. Nu mă uit la seriale. Nu-mi place. Și dacă mă uit, uit la ce m-am uitat. Dar știu filmul dacă mi-l arăți iar, dar nu știu la ce m-am uitat. Deci nu știu seriale. Eu mă uit la vloguri. La, mă uit la Dorian Popa, cum mănâncă dimineață și gata. Da, pe mine mă urmăreai înainte când eram mai șmecher. De când eram eu mai mic? Da. Gen? Da, eu urmăream pe tot ce. Nu doar pe mine. Ba da, mă, și cum am zis, am zis că și pe tine. Și pe mine, dar nu eram așa printre favoriții tăi. Nu eram printre favoriții tăi. Dar niciunul nu era printre favoriții. Ai... Mâncam și mă uitam la toți. Mâncai mult. Așa, ce vreau eu? A, avem, avem timp să mai filmăm. Ce vreau să vă transmit la publicul lui Ghidu și larg, la meu? Publicul larg. Am și eu o situație mai specială și mai un pic mai penibilă. Vreau și eu să-mi donați mie niște 25 de lei. Și trebuie să-mi iau și ceva. La pot. Am copt în asta, mai pot. Acum ajungem. Frumos asta, nu? Ajungem acum? Acum ajungem la buca. Vine Petre după colț, înarmat într-un căcat. Pe unde fugi, oriunde duci, Jafar Mat, mă. Jafar Mat! Ce e fix, dar mă, din mare căcat. Căcat! Eu te dublez. Eu să fie, fac orice, zi! Banii la bal, ori la spital. Spital! Dau de băut și la duș, mami, e cald și strădătoriu. Strădătoriu, cald! Și stai freestyle? Hai, hai, băgăm un beat, trebuie să băgăm un beat. Îți bag eu beat. Să face repetă-l. Nu știu să fac să cânt pe... Parta. Coronavirus! Hai, lasă-l portare. Ce chereau, ce chereau. Nu știu să dau cu pumnul, dar ea mi-a luat un telescop. Am ceva de obiunc frumos, de lasă gaură în bot. 15 ani, 70 de chile, dau în spate un mafiot. Am 5 beri fără suflet, de te lasă fără nepot. Sunt cu Petre și cu Josh aici în spate. Uite de nepoate, se te fac pe gagheta de spate. Sunt bine. Da, numărul 1. Băi, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Ne pare rău că v-am obligat să mă uitați la așa ceva. Această mizerie ordinară de clip pe care am făcut-o. Cea mai mare prostie, cel mai prost clip din România. Să dați numai dislike-uri. Dacă se strâng 50.000 de dislike-uri, mă arunc în cap de la etajul 8. Nu, mai. Invers, like, măi. Deci dacă vreți, dați dislike, gândiți-vă că-s like-uri.
Și să dați like, nu dislike. Când întors în cap, cagulă pe hanorac. Sunt arogat, mă piși, dar știi că tot le fac pe plac. Ăștia cu bodyguard mă țin de pantaloni în cad. Fratele meu n-a